Da, primul semn de viață la pop-up. Hai mă, iau ca lumea. Primul semn de viață după vreo 3-4 minute. La pop-up o fumigenă cu aromă de usturoi. Am venit astăzi la o partidă mai lungă, de vreo 30 de ore, deci o să stau peste noapte, acum este seara. O să dau la crab și la caras, la ce intră. O să încep partida cu nada asta, Topamix Big Carp. Are în ea, se vede, tot felul de particule, mai mici, mai mari și un fel de pufuleți, pufarine, de toate are. Și miroase și foarte fain. La clic pe un băț să pun pop-up fumigenă cu usturoi și pe un băț să pun porumb flotant de ananas. Deci monturile arată așa, momitor, o alică de plumb să reglezi înălțimea la care se ridică cârlicul, un cârlic de 12 subțire și un spin. Asta e toate chestia. Pescuesc, cum ați văzut, cu momitoare. Nu. Și al doilea băț, la fel, aceeași nadă, aceeași montură, doar că pe spin am pus un porumb artificial. Ăsta o să se ridice complet, o să ridice cârligul complet, deci o să stea ridicat cât este forfacul de lung.
Bun, cam asta e tactica. Imediat termină oamenii programul și să fie liniște și pace. Tocmai de asta am venit peste noapte. Că pe zi este foarte gălăgie. No, ne vedem la primul run, primul drill. Da, primul semn de viață la pop-up. Hai mă, iau-o ca lumea. Primul semn de viață după vreo 3-4 minute. La pop-up-ul fumigenă, cu aromă de usturoi. Unul dintre cei mai mici ciortani pe care am prins aici a venit după 2-3 minute, nici nu s-a dizolvat nada, nici nimic, la pop-up-ul fumigen. No, super. O să-i pun în juvenic să vedem câți prind până la sfârșit. A doua căsătură la porumb. Extrem de mici peștii până acum, dar oricum mă bucur că intră și ăștia, pentru că din câte am văzut, majoritatea peștilor sunt la bătaie. Cine știe, poate la noapte intră ceva bucăți mai mari. Ar fi fain, măcar una, un crap mare să intre. Iarăși la porumb, sper să nu fie alarmă falsă iarăși.
ăștia, un caras agățat de cocoșă. Ce nebun! Nu, ar cam fi cazul să mă pun să mi instalez tabăra. Să-mi pun cortul, patul și ce mai trebuie, că deja s-a lăsat frigul. Aici la noapte sigur o să fie minus 1 grad 2. Dacă se înseninează, dacă cumva plouă, că s-a anunțat ploaie, atunci o să fie bine, o să fie 6-7 grade. Dar nu, mă pun să-mi pun cortul, că acum deja este frig. Asta chiar a tras frumos, acum înainte de lăsarea întunericului. Chiar a tras ca un crap adevărat. A intrat tot la porumb. Trăsătură.
pus în vânt nașpa. Uite, sunt ciortenele frumos, dar mic rău. Bun. Ciortanel micuț, micuț. Ia să-l ia, să-l bag în revelnic. Nu, bun. Am hotărât să dau doar cu un băț. Ca să nu le încălcesc. Și nu mai dau acolo în larg, ci dau undeva aici aproape, unde se termină stuful. Aproape de loc unde se termină apa mică. Deci dau foarte la mal. E mai bine așa că dacă mai am trăsături la noapte, nu încălcesc, nu agăț, n-are unde să fugă în agățătură și sunt sigur că vin și aia mari aici la mare. Sigur vin. Asta pare a fi cracul, după cum o țin eu. Da, cred că s-a băgat. S-a băgat în agățătură aici. Ia uite, s-a pune să vezi. Hai mă încoace. Tot din ăștia mici.
crapii mari se lasă așteptați. Ce naiba de pasări și aia? Ce m-a speriat? Încă un crăpcean micuț și amuret. Dincolo, ui. Sunt ceva pește aici. Așa. Sunt ceva pește. Nu, bun, le lansez. Sper să intre unul mai mare. A plouat toată noaptea. Nu mai știu, 2 sau 3 pești am prins azi noapte. Deci am dormit destul de bine. Asta nu e chiar rău. Nu, îmi pare rău că nu a intrat ceva mai fain. A intrat tot din ăștia mici. Da, mai dau și astăzi câteva ore. Să vedem ce o mai fi. Primul semn de viață din dimineața asta. Da, o tot slăbește, bă. Eu zic că e caras. Sigur e caras. La bobă de porumb, de bei în cap, în gură. Ia, am în două trage. Uite. Uite, caras hotărât. Și caras rău. Da, da, cred că mi-a luat și firul ăla. Da, o să am un pic de lucru manual. Am iarăși trăsătură de caras, cred că. Asta din dreapta.
E incredibil, iar s-a dus peste asta. Dar ce rău s-a agățat și ăsta. Ți-ți dau drum acum. Se agață de ochi. Ce grăsun. Oricum, s-au adunat ceva. Da, s-au adunat. Da. No, nu mari. Oricum, crapii nu mai sunt aici cum erau atunci. Atunci nu puteai să dai cu două bețe. Adică eu nu puteam. Nu, la început, atunci când a fost, nu. Până îl băgam pe al doilea, deja primul pleca. Mai mult mă chinuiam. Păi și unde am stat aseară, când m-am dus prima dată acolo, cum am lansat să-mi iau bățul din mână. Dar n-am apucat să pun bățul jos. Bă, dă-l încolo, zic, așa repede. Crapul ăsta, a luat-o din zbor. Cum am lansat-o, cum a luat-o? Și a tras ca un caras. Așa a tras.
Asta e foarte interesant. Încă un ciortanel frumos. Hai, fugi încolo. Așa. Trăsătură de caras nebun. Frumos. Un cărășoi frumos. Asta nu e așa mare, dar frumușel. Mai dăm una dată fără nada.
Și e pe ea deja. Opa! Mamă, la ce viteză au! Păi, frățică! Fuuu, frumos carasă! Omă, numai ce-ți bace atâta, mă! Super fain! Probabil s-a năzit locul și de asta nici nu mai trebuie nada. Cred că am un caras și la ăsta din stânga. Da, a scăpat. Ce rachetă! Care și el. Bă, lasă.
Oba. Bun. Asta e unul dintre ultimii caraj, poate chiar ultimul. Pentru că mă pregătesc să strâng. Să o iau spre casă. Și am foarte mult de strâns. Mai și plouă. Cum este mai urât să strângi lucrurile pe ploaie. Da, asta o să fie ultima lansare. A fost o partidă cu mulți caraj. Ia uite, iarăși deja a luat-o, din zbor a luat-o. Din zbor a luat ăsta. Și nu s-a agățat. Bun, deci cum ziceam, a fost o partidă cu mulți caraj, cu mai puțin crab decât mă așteptam, dar a fost bine. Azi noapte a plouat, vremea a fost destul de urâtă. Ia uite, carajii sunt aici în zonă, dar asta este, trebuie să plec și mi-ajung cât am prins. No. O să strâng imediat și vă arăt și câți pești am la juvelnic. Plus că am mai și eliberat mulți caraji. No, bun, gata, mă pun să strâng. No, acum este ora 1, cam așa. Deci am pescuite cam, dacă la ora 5 am ajuns ieri, la ora 5 azi dimineața a fost 12 ore. Acum la ora 1 sunt exact 20 de ore. Deci exact 20 de ore de pescuit la lac Malea și asta este captura. Foarte mult. Foarte mulți crapi, foarte mulți caraj, mai puțin crapi, dar sunt grei rău de tot. Crapi și caraj super frumoși. Aici văd un caraj chiar fain. Restul sunt așa medii, dar sunt foarte faini. Toți. No. Îi eliberez frumos, numai că o să mă chinui să-i scot de aici. Și ce să zic, să ne vedem cu bine pe malurile apelor. Salutare! Urmează să strâng, să bag la mașină totul și am plecat.